Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit sau regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi am decis să fac un videoclip pentru că n-am postat din două motive. Un motiv pentru că sunt răcit, am fost răcit și acum sunt răcit, dar mi-a mai trecut. Și încă un motiv pentru că de marți a plouat în continuu, marți, miercuri, joi. Astăzi este vineri și am spus să profit că este timp frumos. Am fost răcit, încă sunt răcit, dar sper că o să-mi treacă. Au coloratele apă, le-am pus apă curată și s-au băgat acolo cu noroi în ea și au murdărit-o. Au mâncat tot grâul. Ia să vedem aici. Oh, wow. Patru. Aici, uite, și aici încă 4 și sunt 8 ouă și cu cele 3 pe care le-am pus atunci la cloșcă sunt 11. Trebuia să fie 12, dar că pentru că au în fiecare noapte ouă, amândouă, două, dar într-o noapte rața aceasta bătrână a ieșit afară și n-a ouat, ci a ouat în timpul zilei și noaptea nu a mai făcut ouă. Dar sperăm să mai ouă încă vreo 6-7 ouă și să cadă una dintre ele cloști. Mâine, mai mult ca sigur, o să apară un videoclip cu o voce de gâscă. Pentru că astăzi cred că o să merg după ei, dar mai pe seară și nu cred că o să mai apuc să fac video. Dar o să fac mâine. Da, uitați aici. Au mâncat tot grâul, mai au acolo boabe de porumb de ieri, pentru că eu într-o zi le dau grâu, într-o zi le dau porumb. Au acolo și tava aceea, dar dacă a fost timp urât și ploios, le-am pus aici să nu le plouă. Da. Haideți să mergem în grajd pentru că avem noutăți. La soare este chiar plăcut. Găinile stau tolănite la soare. Facile la păscut, uitați aici rândunelele. Găinile, gâsca. Și după cum vedeți aici, am băgat aici toți iepurașii. Uitați-i. Uitați, mai este unul și aici. Sunt toți pe aici împrăștiați. Nu se bat, n-au nicio treabă. Mănâncă toți aici împreună. Poate că unii o să spuneți că de ce i-am băgat, că au loc mic, dar uitați cât loc au aici, acolo vițelul. Trebuie să-i fac și lui curat. Uitați aici. Văd că au mâncat toată lucerna de acolo. Au mai avut și porumb, toți aici sunt bine. Din aceea mare mai am vreo, câți mai am, că nici eu nu mai știu, 4 sau 3? 3. 3 mai am, da. Sau 4 erau, stai să văd. Haideți că intrăm și până la ei să vi arăt mai bine. Trebuie să aduc aici o... Am făcut o poartă, dar tot este la cealaltă casă și n-am reușit să o aduc. Pentru că am dat ușa aceea mare. Stați, dacă reușesc cu o mână. Să fac așa cumva să nu-i scap. Da. Uitați-i pe prichindei. Da. Closca trebuie să o dau jos de pe ouă, pentru că tot mi-a scris cineva că se dă ea singură, dar nu se dă. Astăzi este de... Nu, mâine o să fie de 2 săptămâni. Iepurașele, ce faci? Uite ce cumințel este. M-am grăbit.
Să văd câți mai am din ăștia mai. Aici nu este nimic. Vițelușule, vițelușule, trebuie să-ți fac curat. Mai am trei mari, pentru că am sacrificat din ei. Am mai vândut, mai am iepurița aceea cu aceea de acolo și cu încă una este acolo. Aceasta este preferata mea. Vițelule, stați că mai era una. Uitați-o. Boții, vițel, pleacă un pic. Nu pot de el, pentru că mă împinge. Da, 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 da. Și în curând cred că o să mai avem încă un vițel. Uitați ce-a făcut aici. Trebuie să-i fac curat după ce o să termin filmarea, pentru că nu este multă mizerie, doar o iau și pun așternut proaspăt. Dar nu pot să... Stați, că o dau în cealaltă parte. Pleacă de aici, băi. Sper că a venit. Uitați-o, aceasta ce frumoasă este. O să-mi țin și din ele, dar... Uitați cum vor să iasă, dar nu pot. O să aduc acela. Am făcut cu plasă de sârmă dintr-un cadru și se potrivește la fix. Și asta, bucata asta de poală se potrivea înainte să se spargă, dar am destule, dar o să aduc acela. Gâsca aici că își căpătă. Am lăsat puii pe afară pentru că de două zile n-au fost afară pentru că, da, trebuie să las și bibilicile pentru că nu știu ce să mă mai fac cu ele pentru că bat puii, mai ales bibiloiul. Uitați bibilica și oat. Haideți afară. Le-am lăsat astăzi afară, dar că le-am băgat înapoi pentru că văteau, bat puii de fapt. Acolo am o cloșcă alb cu crem pe ouă de pe ouăle de găină frezată. Trebuie să fac curat și sub pui. Aici am făcut curat, cred că o să aduc grățuștele și cei 12 pui de acasă. Sau bobocii de gâscă. Sunt foarte curios. Cum se spune prin zona voastră la fiecare unde stă la puii de gâscă? Boboci? Sau cum? De exemplu, aici la, într-un sat învecinat li se spune fifilici. Dar aici la mine le se spune cu ș, șușurici. Habar n-am cu cum li se mai spune, dar eu așa știu și așa le și spun șușurici. Ursule! X-x-x. Haideți să mergem până la puii de pisică. Ursul nu-i voie. Ursul! A, era să mă răstoarne. O să fac un video pentru că mi-am adus un cățeluș din acela pentru șobolani. Este mic încă, bineînțeles. Unde-s puii de pisică de aici? Pss, 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 pss. Doar unul mai a rămas. Probabil i-a mutat pisica. Sau să fi căzut. Ah, acolo sunt sau. Bă, gata, acolo. Stați dacă reușesc să dau balotul acesta. Să-i vedem și noi. Pisi! Pisi! Unde-s frățiorii tăi? Pisi! Nu-i simt. Uai, sper că n-au pățit ceva. Pisi, treci aici. Fix acum când erau mărișori. Dar mai mult ca sigur i-a dus pisica undeva.
Mai mult ca probabil trebuie să vină și să-l ducă și pe acesta, dar unde să-i fi dus? Să fi căzut ei pe aici. Oi, ce rău îmi pare de ei. Uite-i! Pisi! Pisi! Hai! Sper să nu fie pisica aici, pentru că pisica este agresivă și mă mușcă și n-aș vrea să mă muște, pentru că pisicile sunt foarte veninoase. Nu reușesc să dau balotul acesta, poate îi dau pe toți jos și atunci o să am, dacă n-am de lucru, o să-mi fac singur. Poate mă răsturn și atunci tot pui de pisică o să văd eu. În fața ochilor o să mi se rotească tot pui de pisică. Pisi, de ce ați intrat acolo? Stai, balotule, nu te mai du. Atâta. A, du-te acum că nu mai te pot opri. Pisi! Cum ați intrat aici? Dacă muriați acolo de foame. Pisi! Pisi! Haideți aici, sărăcuții. Miau, miau. De ce ați intrat acolo? Băi, haideți să pun aici paie să nu mai poată intra. Mi-a speriat foarte tare că nu i-am mai văzut. Așa, nu mai puteți intra, gata. Uitați cum am făcut pe pantaloni tot de paie, nu mai pot să... Trebuie să stau să iau fir cu fir de paie. Unde vreți să plecați iarăși? Pisi mic. Uitați-i. Sunt mici, sărăcuții. Aceasta o să mi-l țin eu și restul o să-i dau, pentru că sunt promiși deja, doar să trăiască. Pun și acolo paie să nu mai poată intra. Să stea doar aici dacă ar sta, dar deja ei încep să meargă și da. Acum sperăm totul să fie bine. Acum să văd cum o să mă dau eu jos, să nu cad să-mi rup ceva. Ce spuneam, să nu cad să-mi rup ceva și era să cad. Ursul care așteaptă să mă joc cu el. Oul de biblică este în buzunar, poate se face flenduri. Abia aștept să-mi cumpăr puii de gâscă. Nu știu sigur câți o să-mi iau, 10 sau 15, dar am scos de aici ridichile. Ce-a fost mai mare le-am luat pentru mâncare, care nu le-am dat. Aici am plantat roșii. Le-am repicat, cum să spune. Căpșunele astea nu știu ce au, dar li se usucă vârful. Stați să vă arăt, uitați aici căpșunele. Uitați, vedeți cum se usucă așa. Uitați. Nu știu de la ce. Uitați acolo leușteanul, ce mare a crescut. Bobițele, agrișele, cum vreți să le spuneți, s-au format deja. Dovlecei. Zmeură din belșug. Mă doare capul de la soare. Am fost foarte bolnav, am fost răcit. Uitați aici gâsca care nu știu ce să fac, să o sacrific, să nu o sacrific. Dar să văd acum. O să-mi iau pui de gâscă, corcituri de gâște chinezești cu gâște tuluz și cu gâște țărănești. Gâște țărănești, corcituri cu gâște chinezești și tuluz, toate acolo amestecate, corcite, dar acum să vedem cum o să fie. Da. Porci. Ciuc, ciuc, ciuc. Ciuc, ciuc. Hai să intru eu până la ei. Au și ei curățenii. Uitați, acea de acolo este femela care este gestantă. Acesta mâine. Ce v-a speriat așa, băi?
Aceasta mâine o să fie executat. Îl vindem. Acesta mai exact. O să fie executat. Haideți să vă arăt cloșca pe ouă de rață. Și vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii ce să fac cu ea. Vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii ce să fac cu ea. Ce se aude aici? O fi vreo găină? Ah, da, era o găină. Să-mi scrieți în comentarii ce să fac cu ea. Uitați-o aici. Pentru că nu mănâncă. Uitați, am pus aici grâu. Porumb, acolo porumb. Apă, acolo într-acela. Eu... Vedeți, ea este legată de picior, așa. Și bineînțeles că ea tot vrea să vină pe ouă. Când o dau jos să mănânce. Și așa că eu mut cărămida aceasta acolo și să ajungă și la apă și la mâncare, dar eu plec de aici, nu stau lângă ea ca să se sperie. Și ea, când plec eu, ia 2-3 boabe de porumb și atât, gata, nu mai mănâncă și mi-e frică că o să slăbească și o să moară. Și vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii ce să fac cu ea. Și vă mulțumesc pentru suma de 21 de... pentru suma, mă scuzați că m-am încurcat, de 321 de abonați. Acesta am fost eu. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Până data viitoare, la revedere!